Salută emoticoni mici și mari de opotrivă și bine am găsit în acest format. Ei bine, probabil vă întrebați ce vom face în continuare. Pentru că am foarte mare chef de joacă și distracție, am căutat prin casă tot felul de materiale, mi-am aranjat spațiul de lucru și am dat frâul liber imaginației. Ca să putem începe activitatea pe care vă propun pentru astăzi, vă invit să vă găsiți un loc potrivit în timp ce eu citesc materialele de care avem nevoie astăzi. Și anume, o să avem nevoie de o farfecă, o coadă de hârtie A4, un pahar, niște apă, o farfurie și un set de carioci. Aveți toate aceste materiale la îndemână. Cred că suntem pregătiți să începem. Dacă nu le aveți prin preajma voastră, nu este nicio problemă, puteți să vă uitați la video și apoi să faceți voi pas cu pas activitatea pe care o vă propun pentru astăzi. Așadar, titlul activității de astăzi, așa cum o vedeți și pe tabla noastră improvizată, este chiar Primăvara Florilor. Sunt așa de curioasă, oare ce o face? Bine, iată materialele aici pregătite. O să începem să desenăm o floare. O să fie o floare mai mare sau mai mică. Puteți folosi orice culoare vreți voi. Petalele pot fi, nu știu, rotunde sau puteți să încercați o floare cu petalele mai ascuțite, ca aceasta. Dar sunt sigură că cu ajutorul imaginației o să reușiți să faceți tot felul de modele cu adevărat inedite. Iată, uite, am desenat și eu aici două floricele și am să las acum foaia deoparte, iar pe voi vă invit să le decupați. Eu am decupat deja aici câteva flori și o să încep acum să le colorez. Puteți să folosiți orice fel de culori vreți, adică carioci, creioane colorate, creioane cerate, orice culoare. Eu am să folosesc galben, pentru că este una dintre culorile mele preferate. Desigur, puteți să creați tot felul de modele. Vă recomand să faceți mai multe floricele și să vă jucați atât cu culorile cât și cu dimensiunile florilor, pentru că aceleași flori pe care le folosim astăzi o să le folosim și în episodul următor. Tocmai de aceea am să vă rog să le păstrați. Am să vă dau mai multe detalii imediat, pentru că am pentru voi chiar și o super provocare. Ia să vedem, încă o petale și am terminat. Desigur, voi puteți să le faceți mai detaliate sau mai puțin detaliate, fiecare așa cum simte. Acum putem să trecem la următorul pas. Vă invit să puneți un degețel în mijlocul florii, iar cu un alt degețel să îndoiți petalele către centru, ca și cum petalele acestea s-ar ține în brațe. Așa, bun. Am să fac și eu asta odată cu voi. Perfect, și ultimele două petale. Iar acum lansez pentru voi o super provocare, așa cum vă spuneam mai devreme. În timp ce pregătesc farfuria și pun apa din pahar. Și iată ce vreau să vă întreb. Credeți că apa o să ajute sau ar putea ajuta florile de hârtie să înflorească? Haideți să vedem. O să așez aici floarea. Și acum să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. Oh, ia te uită! Pare că deja se întâmplă ceva cu floarea noastră. Așadar, apa ajută chiar și florile de hârtie să înflorească. Pare că bobocelul nostru s-a transformat într-o floricică
Și pentru că în timp ce pregăteam acest filmuleț pentru voi, am testat și cu alte tipuri de flori. Am să mai pun câteva aici să vedem ce magie face apa. Ia te uită. Încet, încet. Apa ajută floricelele să-și deschidă petalele. Pare că aceasta are nevoie de puțin mai mult spațiu. Probabil are petalele mai mari. Wow, ce interesant! Cine ar fi crezut că apa este atât de utilă chiar și pentru niște floricele de hârtie? Și acum că floricelele noastre au înflorit, pe o altă foaie de hârtie vă invit să culegeți aceste floricele pe care să le așezați cum simțiți voi pe foaie. Pentru că de această foaie o să avem nevoie și în episodul viitor, așa că puneți floricelele pe foaie și lăsați-le să se usuce undeva pe un calorifer sau poate chiar pe biroul vostru. Ia să vedem, să mai lăsăm un pic și pe aceasta să se deschidă. Oh, ia te uită, mai are două petale care pare că acum s-au hotărât să se deschidă. Și acum putem să culegem și această floricică. Vedeți, este un alt model. Și acum v-am sugerat și vouă să faceți tot felul de modele, mai mari, mai mici, tot felul de culori. Iar în final, așa ar trebui să arate foaia voastră. Până data viitoare, vă doresc să aveți o zi frumoasă și desigur vă invit să ne trimiteți poze sau comentarii pe pagina noastră de Facebook. În încheiere, eu o să las și celelalte floricele pe care le-am pregătit să înflorească aici în farfurie și apoi am să le mut pe foaie, lucru pe care vă invit să-l faceți și voi acasă. Pa, pa!